Salutare toată lumea, bine v-am regăsit la un nou episod în Mituri și Legende Pitești. Astăzi nu suntem singuri, astăzi avem un special guest și anume Pope, rând de aplauze pentru Pope. Forța băieții m-au amenințat, au zis că dacă fug mai la bătaie, deci n-am ce să fac. Nu este adevărat. E vorbită. Ba da. Aolo, taie că nu fug. Astăzi vom investiga casa de vânătoare a lui Ceaușescu, să vedem ce a prins și a pierdut și în ce nota. Hai. Da. Pope în siguranță, stați liniștit. Hai să vă arăt. Stați liniștit. 5.000 de ori, mituri și legende. Casa asta a fost luată de la un străbunic, dar mi-a fost boier. Și bineînțeles, comunicii și-au venit și-au luat toată puterea, figură. Pentru că eu sunt din familia regală Pope, asta voi nu știți, dar dacă vă duceți cu toate muzeele din toată România și vă semnați pe o pagină, știți că toate muzeele au caiete de alea pe care scrieți voi ce vreți. Așa? Dați o pagină, pe acolo și găsiți regele Pope în toate muzeele. Inculturalizator. Uite, nici n-am intrat bine și deja avem, ia uitați. Da, se vede aia. O pulă, mă. De cu aia lungă, de cu aia lungă. Elian, du-te mai aproape. Uitați, vedeți? Cred că acolo o să mă piși, că mă tai o pișare de samba, pula de stați, mă, așa și mă și pe mine, că nu văd nimic. Pope, lăsați în spate, nesimțiților. Dacă vine ursul. El era. ursul în cauză. Vezi lanternă? Nu vine pe mine, că dai cu forța. Ia, să filmez înăuntru, ia dați cu lanterna aici. Hai, dă-o la mea. Elena, dau 10 lei dacă sare acolo. Dacă deschide asta, 10 lei sunt 10 lei, da. Ia. Foarte ciudat că în primul rând e deschis și în momentul că n-am făcut locația asta să vizitezi, să fie un muzeu ceva pe bună. Cum e la Brătianu, dacă ați văzut ce pănești. Uite mai conacul, ce la fel e. Bine, la câte casă de vânătoare a avut ăsta. Băi, e dictator, e mușenii mai vechi. Deci terenul ăsta e foarte mare. E... Deci, vedeți și voi, e cât vezi cu ochii, efectiv. Piatră cubică. E de pe vremea dacilor, se poate observa. Pe aici au venit romanii prima. Deci peste tot, e numai teren, deci ca să vedeți și voi cât... Nici noi nu suntem atât de siguri că putem investiga tot, dar vedem ce iese. Vedem. Poți să-mi dai camera, George? Ăsta, lanterna, George. A, băga mea și pula. Credeai că scapi. Uite, o biserică. Băi și fete, interviu cu mine. Deci, e o biserică. Dă-mă mie încoasă, ți-arăt că nu te vezi. Ești ca Elian. Hai băi, chiar așa. Deci, băi și fete, deja ia uitați. O biserică. Spooky. Spooky rău. Hai, dă-te mai departe. Ții tu lanterna? O țin eu, hai. Am. Intrați în biserică? Păi dacă o fie, ai deschis mai degrabă un pic capul. O luce, era să mă duc. Da. Asta nu se pune pe filmare. Nu. Ha? Am urcat niște trepte dubioase care ne-au dus pe acest drum. Încolo pare a fi ceva. Încolo habar n-am să face curbe. Oprește puii mei. Extraterestre. Da, extraterestre care îmi fac mie crize epileptice. Hai pe aici, că mi se pare. Tot el se plânge. Bă, bune, mă. Hai că aici deja încep capcanele, băi, și fete... Ce capcane, mă? Păi nu vezi porți din astea, e... Intrăm în... Narnia. Intrăm în Narnia, unde intrăm? Unde? În Hogwarts, unde e acest? Încercări, prieteni, dar se subătește că n-am mâncat răspuns.
Ia, iau tu pop înainte. Am ajuns, prieteni. Ai, ioi, ce era să mă duc. Așa nu știu casa de vânătoare, nu știu ce. Pe lângura. Ia, mare e, mă. Auzi, ce simte important. Nu-ți face toată orătările, nu știu că la casa de Sfânta Duminică. Uai. Linge pe aici cu hainele frumoase, ce? Stai așa, stai așa, că ăștia... Am uitat să vă zic de asta. Ce? De ciulini ăștia. Da, ei. Chiar că, bă, uite, eu m-am gândit să o țin așa. Bravo. Păi, are instinct supraviețuirii, nu vezi? Bine. Pope din viața reală. Am venit aici să mă stâr. Hai, bă, George, că nu e așa rău. Bro, avea antenă. Are antene 5G. Să vedeți mai față un pic. Hai să mergem la antenă, mă. Ce, sex, good. Dar v-aș vrea antrenare, pentru că nu se vede. Deci cineva... Dripat. Cineva a nebunit pe aici. Bă, scapă, scapă! Cine bă, scapă? Pope, vezi că bă, scapă! Bă! Ula mea. Nu mergi la antena, veri. Păi avea de atunci. Am mai putea face asta de câteva. Luăm filoanul pe Pope aici cu forța. Legat și amenințat. Da, tot trebuie să facem content. Ia uite acolo. Ia uite ușa cu X-ul. Sunt marș de spate, de joc. Cum, de câte ori să-ți zic să nu mai zici, să nu mai dai din casă? Ce, păi el a venit aici de bună voie. Grafitii, băie și fete. Vino, vino, Toma. Hai mă că filmezi și eu. Ia uite, bum. Da. Poate o să că a fost un party până să stai cheie aici. Hai bă, că îi să mai fugi și Ceaușescu cu foame. Stop. Vă rog. Go. Hai, George, că eu sunt cameramanul, nu vreau să mor primul. Cel mai interesant loc de aici. Mama, prostul dracu. Mama, dar ce plice așa nici a mea dacă nu ești așa. O să te bai în vădurcimă, că ți-ai sufletul tău. Mamă, pula mea, cum e pe aici? Luați-mă mâna cu ei. Frate. Uite, film, nu pe fresh, nu?
stat de la... Bă, pe chiar e... Freshing? Ba. Băi, bă, ăștia pe aici au... S-au futut pe aici, asta... Waiting, why the plan? Da, urmi să fii. Și acolo, în schelete. Aici. Picioare de schelete, picioare de marionete. Cine știe cine s-o vede ce modele avea pe perete? Ok, bă, cam crezi că e ceva pe tot. Ce-i cum se acabă? La ce folosea alte camere? Uite! Satana! Pentagrame! Aici s-a filmat să-l luăm trei de Gravity Falls. Ce uite să vin? Bă, de ce? Bă, dar asta chiar e recent făcut. Bă, e cald, e cald. Am zis că e cald. Și eu tot cald, am înțeles. O, smash! Hai de pula mea, smash. Chiar că smash. 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 Oh! Yo, smash. Așa arată de ce mi-am după ce mă cac. Eu după chipsul ăla nesimțit de 50 de lei. Dezvărăță, să spun că arpa aici. E ceva acolo și e cald. E ok, care e Lian? E azi. Pa, direct, half-life 3. Acum, piscina asta, avei bolii, mă, pe aici, mă. E gol, mă. Mă, cum, mă, cum, mă, cum, pe astea. Am, mă, poate să mă spun, mă, să vin de uai, ce loc fain de țigară. Asta dacă o închiriezi, asta dacă o închiriezi și o renovezi, iese giugiuc. Bă, ce zic? Dar nu se ocupă nimeni, bă, vedeți ce se întâmplă dacă mă fac pe cineva. Bine, nu cred că mă întreabă. N-am fost împreținut pe aici. De-aia putem mă lăsa venit frumos în lume. Bă, dar nu e la gen... Bă, vezi că asta e chiar mișto că e abandonat, știi că nu e ceva pus la... La știuță sau... La d-astea turistice. Că uite, vezi, mai bine atunci că am văzut. Și vezi că asta e chiar interesant să vezi. Și e abandonat, e... Combin istoria cu crepiu. E, bă, ce e mai perfect de atât. Cui nu i-ar putea să faci mai bun sex bun. Place? Bă, da, oricum, la că de-astea de expuse are Ceaușescu cu aia la terna. Jos, la terna. E de la mașină. E de la stradă. Ce ți-au zis? Ți-au zis ceva până ziua? Cred că avem un clipă. Oh, lol. Sus vreau să ajung. Hai că sus avem obiectiv. Am mai văzut de filmări. Hai. Hai. Aprinde-ți. Eu am aprins oricum eu. Prinde țigare. Unii până pe reprești. Unii că se primise... Era un tovarăș de-al meu și era la un pub. Și vine un băiat la el. Băieți, aveți un țigar să-mi dați și mie? Da, am. Ce face? Bă, vă mulțumesc foarte mult. Hai să vă povestesc cum am fost eu ținut în lanțuri la Berevești. E reală. Căutați firea, bă, nici unul, lanțuri pe bune. Stai, cameraman? Cameraman? Eu zic că e mai îngust, vezi acolo ca să... Uite atâtea Eliane. Păi uite-ți mai aici, pe care am păcut acolo. Da, nu-i nimic. E o baie. Bă, dar cât să căcam ăsta? N-a fac de aia de țară. Bă, da, vreau astea. Avea și eu o dorință. Să-mi bă. Avea și eu o dorință. Poate era vreo zi, pentru că nu am să fie ceva. O glită vintage. Bătunul. Să deci în partea de altă. Bă, nu am.
acolo sus e putul. Bine, se iei. E ceva mult pe aici? Băi băieți și fete, cu casa cam asta a fost, că altceva nu prea mai e pe aici. Băi, Elian, nu vezi, nu e la stânga. Aici e un rom. La dreapta. Un rom. Rom? Pentru mine? A, de mâncat. Ia, vedem. Ai, iau la dreapta. Nu știu ce să zic. Bă, aia pare solid. Mi se da bine, mă, ce mai vorbim, cred că... Nu urmă ce să mai fie. Băi, mă urmă, dacă... Băi, dă-mi ai pătru pe la mine. Poate acolo e crucea, poate acolo e capucea, ce-i zic? Cum oare? E pregătit. Bă, ia ne scap, ia ne scap. Ha, că vin eu, amă, ce pula mea să mai fac. Bă, nu urca sus deodată, că le simt un pic cam nesimțite. Aici e ultima frontieră. Da, pe eu mai e tot. Da, e tot, că e mai încercă. Așa e, că aici am pus. O, uitați mă ce privești, să văd ce la bun. Bine, ce frumos e voidul. Păi cum se vede pe plan mie pe cameră. Uitați. Da, se vede. Da, da. Iară, mă. Da, aia le zic. Păi uite, sunt la o casă așa abandonată. Venea o mașină pe lângă, aveam avut un băiat așa cu lanterna în direcția mașinii. Noi, închide lanterna în pula mea, a? Da, Mario, în pula mea. A fost Raisa, Danny. Johnny. Johnny. O, ce sigla. O fi Bilca, ce-o fi. Asta mă cap aici. Faptul că s-a mâncat aici Jerry's pizza mi se pare concerning. Și s-a băut Hell. S-a fumat Dahil albastru. Ce ai mă că își dau bani aici dacă fumează Dahil albastru? Păi cam asta e toată casa, nu fum. Cred că am văzut mare parte aici, nu cred mai avem ce să mai vedem. Dar așa mergem prin curtea aia. Cărătă și nu e parabenci. Nu, dar acum în Rizorna, se vedem la porține, probabil totul la fel. Bă, mă simt ca în Resident Evil. Ca n-au ales. Da, da, ce pot. Dar acolo nu are ce să toate camerele la fel. Așa fumează Dahil la asta e chiar recent, scrie fine în pula mea, se dătează. Asta e v-am zis, nici nu mi-am dat seama. Mai vezi că ăsta că e fine. Păi și fine, dar așa e și trebuie. Deci și fine, e și fine. Bine, cum este și o fine. E
deci cam asta e toată casa, băieți și fete, mai avem de văzut doar piscina aia goală și mai e pop, da, e pe la îngrijitor, dar nu e mare lucru de văzut pe acolo. Dar cam asta e toată aia, nu. Bă, vezi că fuge focul, bă, bă! Ia! Bă! Cum a făcut băieți? De unde am apărut? De unde au putut ochelarii ăia? Păi, eu am inventar. A, scuze, frate. Și am scos de acolo. Oaia, dracu mare, să-mi bagă. Bă, dă-l în pula mea. E cam nesimțit. Bune, mai bun, mă, da. Păi și asta ce e mai aici? Păi și aici tot. O fi tot pișcă. Bă, ăsta e vestia, mă, că să schimba el cu mărta. Atâta vestia lui trebuia să... Băi, dar ce e aia? Ce e aia? Uite, și pături. Mamă, câte bidoane s-a gălcit. Băi, eu cred că cineva stă pe aici. Bă, sper că mai găsim alt boschet, dar mă, că deja am trezit doi până acum. Unde-ți mergi? Într-o casă și pot spune să mai trezit într-un bloc. Blocul ăla nu era nimeni. Nu se vede? Nu se vede. Dar te vezi tu, ok. Bă, văd o lumină în față. Ia oprește. Pe e la strada aia. A, da, așa aproape suntem. Bă, tomă, dracu. Bă, era David Popovic, am acolo. Ce mă, ăsta e bazinul olimpic care potențial de bazin. Cred că da, adânc era în partea aia. Nu cred că e piscină în Pitești, să cred că adânc era în partea aia. Ăla e super interesant. Să auzi, mă. Păi, e o lumină roșie. Nu vă duceți către aia. Da. Și cam asta e tot, asta e. Mai avem de văzut capela și... Dacă e ceva de văzut acolo. Și aia. Da, mă, și până la urmă, care sunt planurile tale pentru viitorul canalului? Că... Deci, în primul rând, investesc bani în mine să realizez un studiu, să-mi dau seama care e partea superioară a unei Eugenii. Aha. Dați-vă așa că ne calcă Loganul. BMW, Drake Edition. Băi, fii atent, era aia acolo de viteză, deci dacă alerg și mă prinde radarul, eu nebunesc, ea filmează acolo. Era aia de viteză, ia. L-a luat! Eu cred că asta a găsit nodă în papura să fugă. Iar fugă. Ia uite, 17 la ora! Așa, și noi ne gândeam ca pe viitorul canalului să tot aducem așa personalități mari ca tine. Bine, acum am început în forță, știi, e greu să... Să fie egalat în primul rând. Pentru că și miturile, trebuie să găsim niște mituri clar interesante. Dar pentru personalități mai mici merg și niște case abandonate, pici pe acolo, de mai sunt pe aici, pe Pitești. Da, da. Și urmează să ne extindem, știi, de la mituri și legende Pitești, mituri și legende Argeș, cine știe, mergem pe la o cum. Mituri și legende, exact, mituri și legende România. Da, da, da. După aia mituri și legende... Uniunea Europeană. Mituri și legende Marte, Pluto. Gata, am câștigat un Open Sydney. Nu știi pe aia? Da, da, chiar e. Deci, băi și fete, cam ăsta a fost tot mintul. Sper că v-a plăcut, pentru că un videoclip ăsta mai rar vedeți. Sperăm că o să mai fie. Nu uitați, special guest Pope. Noi am fost Mintbusters. V-am pupat. Baftă cu aia.